pentru că de la 1 martie va fi preluat de Primăria Sibiu, la adăpostul de noapte din Turnișor urmează să se facă o serie de schimbări, de la investiții până la angajări. Organigrama centrului prevede un post de șef de centru, 3 posturi de supraveghetori și 2 posturi de îngrijitori. 3 dintre angajații adăpostului s-au înscris la concursul organizat de primărie și urmează să participe la cele 2 probe săptămâna aceasta. Cei fără familii și fără casă pot să doarmă gratuit la adăpost 45 de nopți pe an, după care se plătesc 5 lei pe noapte. Oamenii străzii sau cei care au venituri foarte mici primesc de mâncare, au dușuri cu apă caldă și paturi, iar în adăpost pot rămâne de la ora 19 până dimineața la ora 7.